Ziua, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit! Trebuie să gândim permanent, nu vreau să încep imperativ cu trebuie, dar ar fi foarte bine, haideți să fiu un pic mai indulgentă, să ne raportăm permanent, să ne gândim permanent la cum am putea să fim mai buni noi în fața noastră și, de ce nu, în fața celorlalți. Dar nu pe, având la bază principiul acesta de a ne justifica bunătatea, ci să fim mai buni pentru a evolua. Da, se vorbește permanent de ideea de dezvoltare personală, de evoluție, de căutare a sinelui și de îmbunătățirea acestuia. Dar haideți să încercăm să îl potențăm într-un mod care să ne ajute și pe noi, dar mai ales pe ceilalți. Pentru că omul bun tocmai asta încearcă să facă. Să fie un reper, o modalitate de a ne organiza, de a ne structura viața, astfel încât să fie mai eficientă. Nu în sensul economic al termenului, ci în sensul în care eficiența ar însemna ajutor. Deci, și noi, și ceilalți, putem face lucrul acesta dacă am avea la bază încă o valoare. Care credeți că ar putea să fie aceasta? Onestitatea. Mă gândeam, nu de mult, la acest concept, acest principiu, și consideram că ar trebui să-l împărtășim cât mai mulți. Doar că, vedeți, dumneavoastră, în acest tăvălug al vremurilor pe care le trăim, atât de agitate, uneori, cel puțin dacă spun din propria experiență, uneori suntem nevoiți să aranjăm situațiile, contextele, astfel încât, de ce nu, să mai strecurăm și, nu spun neapărat o minciună, dar să mai omitem, poate, din anumite părți de adevăr, să nu spunem lucrurile până la capăt și așa mai departe. Dacă ne gândim într-o anumită situație, poate ar fi mai bine, poate ar fi mai eficient, dacă tot vorbeam într-un limbaj așa profitabil, da? Să nu spunem adevărul până la capăt. Dar am putea fi acuzați că nu e așa, nu suntem onești. Că nu împărtășim cu demnitate tot ceea ce avem de făcut. Dar nu știu cum am putea să le echilibrăm eficient astfel încât să nu rănim, să nu generăm conflicte, să nu fim cei care să dăm cont de anumite lucruri pe care, dacă nu le-am fi spus, eu știu, nu s-ar fi petrecut evenimente negative. Vedeți, dumneavoastră, cred că aici depinde de fiecare și de modul în care își organizează viața. Dar aș prefera să rămân la ideea că atunci când suntem onești, în primul rând cu noi înșine, reușim să aranjăm, să organizăm, să punem la punct, de ce nu, și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și nu în ultimul rând aș spune să fim repere, să fim modele pentru cei mai tineri. Pentru că dacă societatea, în tumultul acesta al vremurilor, nu le mai dă ocazia celor tineri să învețe pe îndelete anumite lucruri, ei le vor prinde din mers. Dar acest prins din mers ar putea însemna și faptul că nu-și vor asuma corespunzător o valoare. Adică vor înțelege că a fi onest
înseamnă și să ascunzi niște lucruri și să mai spui un neadevăr atunci când te ajută pe tine și așa mai departe. Ori a fi onest nu cred că înseamnă să-ți faci ție partea, dacă e să ne exprimăm așa. Vedeți, dumneavoastră, citeam nu de mult un aforism care spunea așa, că adevărul nu are nevoie de apărare, se apără singur. Am putea continua, nu are nevoie de promovare, de recunoaștere. Se recunoaște singur, se apără singur, se impune. De ce nu? Se impune singur. O vorbă românească spune că va ieși la suprafață adevărul precum uleiul care se ridică la suprafața apei. Dar cred că sunt convinsă că lucrurile așa se întâmplă, categoric, doar că uneori mai au nevoie de o susținere din partea noastră, de o, nu neapărat de o susținere, ci de o recunoaștere. De faptul că vrem sau nu vrem să fim onești, până la urmă, dacă suntem înțelepți, dacă vom conștientiza, este evident că nu putem ascunde. Ei, cred că acest mesaj trebuie să-l lăsăm generațiilor tinere. Ba mai mult, sunt convinsă că ideea de onestitate vine la pachet, aș putea zice, cu cea de recunoaștere a propriilor limite și a, de ce nu, uneori și a limitelor celorlalți. Dar întâi trebuie să ne uităm la nivelul propriei persoane. Dacă e să continuăm, onestitatea poate fi legată și de seriozitate. Da, este nevoie de o limită a comicului, a, eu știu, relaxării, a veseliei, dar cu o barieră de rigoare. Nu putem râde de orice, nu putem face orice. Ca să ducem în derizoriu o valoare. Fie ea și cea a onestității, a dreptății, a adevărului, a libertății și așa mai departe. Să nu le relativizăm, adică merge și așa, pentru că își vor pierde înțelesul pentru generațiile tinere. Valoarea în sine, aș putea spune că orice valoare, nu doar adevărul, nu are nevoie să fie apărată de cineva, că va ieși la suprafață. Dar cred că trebuie recunoscută la momentul potrivit și de preferat cât mai rapid în desfășurarea lucrurilor. La fel cum este și onestitatea și seriozitatea, încrederea. De ce nu? Să legăm ideea de onestitate de cea de încredere, da? Putem să fim sau nu persoane de încredere. Putem să organizăm sau nu, să ne organizăm sau nu viața noastră și direct sau indirect și pe acelorlalți. Pentru că uitându-se ceilalți spre noi, spre ceea ce facem noi, cu onestitate măcar încercăm. Da? Mai ales cei tineri, cum îmi place adesea să spun, cei mult mai tineri, vor prelua de aici un mesaj. Chiar dacă nu imediat, chiar dacă tinerețea vine la pachet cu lipsa de organizare, cu lipsa de încredere, cu lipsa de raportare la valori și cu tot ceea ce vreți dumneavoastră, cu timpul acestea se așează. Dacă tinerii au de unde să învețe, au la ce să-și pună un reper, un model. Pentru că omul bun care încearcă să fie onest va iradia în jur și alte comportamente pozitive și alte valori. De pildă, cea de punctualitate. Cât se poate. Nu
exagerăm, nu suntem doar punctual și atât, dar încercăm. Nu? Omul onest va încerca și va recunoaște sincer atunci când reușește sau nu. Da? Iată o altă capacitate de autoanaliză pe care o poate genera onestitatea. Sau va fi un om, cel onest, un om care va încerca să-și rezolve sarcinile pe care le are de desfășurat și dacă, nu știu, ceva îl depășește, va recunoaște, aici nu știu, aici nu pot, aici nu înțeleg. Va solicita ajutorul. Pentru că dacă privim în jur, observăm, chiar și la tineri, o dorință de aceasta de a ascunde ideea de neputință și de a nu solicita ajutor atunci când acesta are nevoie. Lucru care nu este tocmai de dorit. Pentru că, haideți să recunoaștem, haideți să fim sinceri și haideți să fim, să încercăm să ne vedem limitele. Noi am mai discutat despre acest aspect și cred că ar trebui să ne-l asumăm. Iată, omul onest propune și acest lucru. Să înțelegem ce, cât, cum, până unde putem. Să facem un lucru, dar să-l facem. Spuneam adineori și de încredere. Da? Omul onest poate oferi încredere și de ce nu are încredere și în sine. Nu exagerat, evident. Pentru că onestitatea considerăm că ar trebui să fie un punct de plecare, o bază a ceea ce s-ar numi un comportament al unui om bun. Da? Omul care se vrea a fi bun, nu doar moral, nu doar etic, așa. Cred că trebuie să aibă la bază și această valoare. Dar m-aș bucura să aflu că dumneavoastră o mai analizați împreună ideea aceasta. Încercați să o explicați celorlalți. De ce nu să citiți despre ea, să așezați lucrurile în ordine, să le explicați celor tineri, să insistați pe modele oneste din jurul nostru, de-a lungul timpului. Cum doriți dumneavoastră, important este să percepem această valoare și să continuăm să fim oameni buni cât putem, pentru că a fi bun nu te costă nimic. Vă mulțumesc!